Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Berbec, vei simți că ai o perspectivă mai clară asupra obiectivelor tale. Este momentul să iei decizii importante legate de carieră și finanțe. Fii deschis la sfaturile celor din jur. Taur, ai ocazia să te concentrezi pe relațiile tale personale. Comunicarea deschisă și sinceră va aduce armonie în viața ta. Acordă atenție și sănătății tale și adoptă obiceiuri cât mai sănătoase. Gemeni, această zi este favorabilă pentru a-ți explora creativitatea și să încerci lucruri noi. Învață din experiențele trecute și aplică aceste învățăminte în proiectele actuale. Rac, familia și casa joacă un rol central. Fii deschis la a-ți exprima sentimentele și grijile față de cei dragi. Este o zi potrivită pentru reamenajări sau îmbunătățiri în locuință. Leu, comunicarea este cheia succesului pentru tine. Fii clar în exprimarea ta și ascultă cu atenție ce au de spus cei din jur. Colaborează și învață din diferitele perspective. Fecioară, este momentul să își gestionezi mai eficient resursele financiare. Fii prudent în cheltuieli și caută modalități de a-ți dezvolta veniturile. Concentrează-te pe stabilitatea ta materială. Balanță, relațiile personale sunt în prim plan. Îți poți întări legăturile existente și chiar să faci noi conexiuni valoroase. Fii deschis la compromisuri și înțelegere reciprocă. Scorpion, este momentul să acorzi atenție carierei tale. Fii hotărât în direcția pe care o urmezi și folosește-ți abilitățile pentru a face progrese semnificative. Săgetător, călătoriile și învățarea sunt favorizate. Explorează noi orizonturi și fii deschis la noi perspective. Împărtășește-ți cunoștințele cu ceilalți pentru a inspira. Capricorn, este momentul să își gestionezi mai bine resursele financiare și să te concentrezi pe securitatea ta materială. Fii disciplinat în cheltuieli și investiții. Vărsător, relațiile personale sunt importante în această zi. Învață să o comunici cu mai multă empatie și să acorzi sprijin celor din jur. Este o zi potrivită pentru a rezolva eventualele neînțelegeri. Pești, această zi este favorabilă să-ți concentrezi atenția asupra sănătății tale mentale și fizice. Fii atent la nevoile tale și acordă-ți timp pentru relaxare și reflexie. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată.